vreau să vă mai arăt cât pot din complexitatea acestei mașini. Are o grămadă de chestii pe care probabil nu o să reușim să le arătăm, dar ca detaliu, rulez acum în spatele unui tir, îl vedeți acolo pe ecran, este identificat în mod clar ca autotren, da? Ca să folosim termenul corect. Celelalte mașini care sunt mici și trec pe lângă noi sunt la fel identificate corect. Mai avem o funcție care se numește Travel Assist, este aici lângă ACC. Travel Assist, în esență, e o chestie destul de simplă. În timp ce ACC-ul îți păstrează viteza constantă și distanța față de vehiculul din față, Travel Assist-ul vine și suplimentează, în sensul că îți păstrează și banda și îți virează, bineînțeles, asistat. Nu este o funcție foarte autonomă, pentru că și am observat, mai ales la acest Formentor, mașina este foarte reactivă la momentele în care iei mâna de pe volan. Deci detectează imediat, eu o să iau mâna de pe volan acum, să vedem cât de mult ia până când se prinde de chestia asta. Da, deci noi suntem cu Travel Assist-ul activ și iată, imediat îmi cere să preiau. Dacă nu preiau volanul, în momentul ăla o să-mi dea avertizare și îmi dezactivează sistemele. Ce vreau să subliniez, foarte important, și dacă o să vă uitați în documentații tehnice, fie de la Volkswagen, fie de la Cupra, o să vedeți că în momentul în care rulezi cu Travel Assist activat, valorile de, scrie acolo foarte clar, valorile de consum și emisii vor fi modificate față de cele date de constructor la o rulare normală. Ce înseamnă acest lucru? Și dacă vă amintiți de 10 ani, de 15 ani, cred că spun treaba asta. În momentul în care ai toate sistemele astea active, când mașina face corecții aproape invizibile cu ochiul liber, dar pe care eu le simt în volan, pentru că volanul se mișcă independent de voința mea, eu sunt doar un... cum zic, țin mine pe volan ca să știe mașina că eu sunt atent la drum. Ei, toate aceste corecții se transpun într-un consum mai mare de carburant și acest consum mai mare de carburant, evident, înseamnă pe cale de consecință emisii mai mari. Deci, în momentul în care doriți să conduceți orice altă mașină, nu Cupra Formentor de 310 cai, vreți să conduceți un model de 190 de cai, la economie, să spunem, nu folosiți Travel Assist. Da? E ideal pentru confort să folosiți ACC-ul. Și ACC-ul face, frânează și accelerează independent, deci poate să crească, dar mai puțin sesizabil consumul, decât Travel Assist-ul, care Travel Assist-ul face destul de mult. Deci dacă mergem 10 km cu Travel Assist, mașina face sute de corecții din volan. Acele corecții din volan sunt frecare suplimentară care se transpune în consum suplimentar. Dar oricum, foarte interesantă mașina. Și tot aici pe bord sus, și probabil de când am început să vorbesc, ați observat că acest sistem de detecție a semnelor de circulație este destul de sofisticat, în sensul că nu ți-a numai semnele generice, limitare de viteză sau mai știu eu, ca la un sistem foarte simplu, ci am văzut inclusiv semne cu atenție căprioare pe bord, inclusiv mai e un semn, acum nu știu ce înseamnă acolo jos, nu dau seama exact, iconița aia sub 80 de km pe oră. Dar am văzut că este un sistem mai avansat care percepe nu doar aceste semne de limitare a vitezei, ci și alte semne suplimentare și le expune pe bord. Ce am omis să vă mai spun, pentru că eram foarte distrat și probabil și stresat de faptul că prezentam din greu toate opțiunile, miile de prostii și prostioare cu care este dotată această mașină. La temperatură aici avem un indicator unde vedem, de jos în sus, ce? Temperatura lichidului de răcire jos, la mijloc este temperatura uleiului din motor,
și sus este temperatura transmisiei. Și asta este un aspect iar foarte important la o mașină de performanță. Așadar, pentru cei care întreabă, domne, e doar un set cu o emblemă de culoarea cuprului sau e ceva diferit? Nu. Sunt o serie de lucruri destul de avansate la această mașină, care în orice caz, nu știu dacă neapărat merită 62.000 de euro, dar în niciun caz nu pot să o compar cu o mașină obișnuită. Deci este o mașină cu un nivel de pretenții și performanțe în mod clar superior. Mai am multe necunoscute, da? În continuare mă macină faptul că n-am reușit sub nicio formă, dar nici n-am stat să caut pe YouTube sau nici n-am sunat, că acum e perioada asta de libere după 1 decembrie, nu stau să-i deranjez pe oameni să-i întreb. Într-un fel mi se pare totuși de ce e atât de complicat să găsim dacă se luminează sau nu acele butoane de sub ecranul mare. Și în momentul ăsta aici pe dreapta am acest indicator de forță G. Ia să-l vedem noi acum, să accelerez un pic, să vedem cum reacționează, da? Vedeți? E, problema cu acest indicator este că nu știu exact ce reprezintă liniuțele aia portocalii. Adică așa intuitiv îmi dau seama cam ce ar trebui, dar probabil că rămân, e un fel de istoric, acum ai, nu știu, maximum ce ai reușit să faci cu ea în zonele alea, habar n-am. Pentru că mă așteptam, având valorile alea numerice, să le urmăresc doar bani, să văd acolo cât am făcut când am frânat sau dacă am avut un viraj, cât a fost în viraj și accelerația laterală, dar cred că are și acea indicare de tip grafic. Deci și asta e un pic o necunoscută, că nu știu exact care e sistemul, cum funcționează. Dar în rest, una peste alta, mașina este extrem de tare și cred că am mai zis asta și la alte mașini. Uneori este obositor de sofisticată. Știu, o să ziceți, da, domnule, dar cum, că la banii ăștia vrei să ai și așa? Nu, dar este extrem de multe lucruri sunt în ea care nu știu că toate trebuie. Am înțeles că trebuie să faci diferența pentru preț, că na, altfel o să ajungem la vorba aia, e doar un set cu... Nu. Dar cumva este supraîncărcată cu extrem de multe opțiuni și nu știu dacă ăsta e cel mai bun lucru, pentru că este destul de greu să le ții minte pe toate, este destul de greu să le, să zicem, acționezi în timp ce conduci. Dacă ceva te deranjează sau vrei să schimbi ceva, nu e ca și cum pocnești din degete și gata, ai o gamă limitată de comenzi vocale pe care poți să le dai, da, la climatizare, la audio, la mai știu eu ce chestii mărunte clasice, dar în profunzime nu poți decât intra în meniuri și meniurile sunt nu neapărat perfect făcute. A, evident, dacă o să mă întrebați și la calculatorul de acasă, prefer să am cât mai multe chestii cu posibilitatea de a configura eu, dar în același timp îmi doresc să am și un mod din ăsta foarte simplist, un mod auto, ca la aparatele foto. Domne, în care chestie de bază să fie ele să se seteze automat și să nu trebuiască să stau eu să umblu în 5.000 de metri. Deci, cumva, cam așa am perceput eu mașina asta, că e exagerat de sofisticată la un moment dat. Nu spun că ăsta e neapărat un lucru rău, dar s-ar putea ca unora să nu le placă neapărat. Să urmărim acum, tot în eco, sau mă rog, în individualul ăsta, cum se oprește motorul când intră în stop și cum repornește. Da, am mișcat de volan, dar s-a auzit ce
era de auzit, oricum probabil o să mai facem. Și iată cam care este conducerea în acest mod eco cu plecare de pe loc. Este sigur ce înseamnă eco la un motor de 310 cai. E un pic anesteziat, un pic mai mult anesteziat decât trebuie. Evident, ca la orice altă mașină pe care am condus-o, acest mod este ușor dezactivabil prin simpla apăsarea pedalei de accelerație la podea, moment în care oricum ai toată puterea mașinii disponibilă, dar nu se modifică totul. În momentul în care ai apăsat pedala la podea, nu ai ca la Cupra, gen gata și DCC-ul, nu. Ai doar puterea disponibilă, deci ți se oferă puterea motorului toată și ai o reactivitate corespunzătoare și de la cutia de viteze ca să te scoată dintr-o anumită situație cu potențial periculos în care poate ești pe șosea, da, într-o depășire sau habar n-am. În rest însă este de preferat ca pentru fiecare situație în care te aventurezi cu mașina să fii deja preselectat în modul respectiv. Dom'le, ai intrat pe câmp cu mașina, că ai tracțiune integrală, e de preferat să fii în modul off-road. Mergi pe autostradă liniștit, las-o frumos în confort. Vrei să te dai tare cu ea pe circuit? Pune-o în Cupra. Vrei să mergi tare cu ea pe stradă, dar fără să exagerezi, pune-o în sport și așa mai departe. Ai niște dorințe individuale, du-te în individual și setează-ți. Să vedem un 0-100 cu SC-ul pe sport. Suntem în sport, atenție! Te apasă un pic, adică nu e ca și cum nu simți, dar că tot vorbeam de venirea, pogorârea mașinii electrice pe pământ, să știți că senzații într-o mașină electrică serioasă sunt net peste, deci mă refer la senzațiile gravitaționale astea pe care le simți așa în piept. Tare mașina, foarte șmecheră și vedeți că s-a modificat și graficul ăla și sigur, ecotip. Bine că mi-a dat un ecotip, m-a învățat să conduc economic acum. Mai aveam eu o problemă cu acest Formentor. Repet, nu e o problemă a mașinii în sine, ci e mai degrabă o problemă cum aș fi vrut eu să fie mașina asta, ca să o consider de 10 și nu de 9-7. Și anume, mi-aș fi dorit mult să am un indicator al modului în care distribuie tracțiunea între punți și, dacă nu cer prea mult, chiar să văd cum acționează, deci să am un indicator unde să văd cum acționează prin frânarea fiecărei roți și cum transmite cuplul stânga-dreapta, așa cum este cumva în fișa tehnică a acestui Cupra Formentor. Mi-ar fi plăcut să avem o chestie din asta și cred că oricine e de acord cu mine că te ajută mult și la a înțelege cum reacționează mașina la impulsurile tale din pedală și la modul tău de a conduce, cum distribuie, când distribuie, te ajută și cum conduce economic chestia asta, ca să știi ce să nu faci, ca să nu creezi situații de frecări suplimentare. Dar și la nivel de gadget, adică dacă tot am spus că avem 5.000 de opțiuni aici care sunt așa, nu se putea pune și un ăsta? Zic și eu, întreb, acum nu e o răutate, chiar este o chestie pe care cine mă urmărește și știe, am comentat-o la majoritatea mașinilor cu tracțiune integrală. Bă, acum dacă există posibilitatea asta de a pune pe display cam ce îți dorești, de ce n-ați făcut-o? E doar o întrebare retorică, nu așteaptă răspuns. Și 0-100 în modul Cupra. Ce este impresionant la mașină, pe lângă faptul cum stă și siguranța pe care ți-o dă, este faptul că pe ud este, pe jos este ud. Mașina n-a pierdut nici o fărâmă de aderență. Da, sigur, avem cauciucuri de iarnă,
care se presupune că au un grip pe ud corespunzător, dar oricum, da? Deci cum a funcționat tracțiunea integrală și tot pe ud, fantastic, deci mașina a plecat ca și cum i-a dat cineva un baros în spate, așa, pac, și a plecat super tare, foarte șmecher. Da, turații aprov Formentor. Cu engleza mea de baltă, dar cred că am spus ce trebuie. Foarte șmecheră mașina, îmi place. Îmi place. Sunt dispus să fac o afirmație care nu mi-e caracteristică, mi-ar plăcea o mașină din asta mie. Mai facem o plecare de pe loc în Cupra, dar fără pedală la podea, așa ca să vedeți cam cum schimbă ea automat și cum se aude. Foarte racing în timp ce ții pedala apăsată și în momentul în care ai redus presiunea pe pedală, zgomotul devine normal. Apeși, revine gâlgâitul. Sigur, la nevoie poți interveni manual, retrograda, dați-vă cum schimbă. Și niște rateuri în evacuare, frânăm un pic. Stabilitatea mașinii este impresionantă și pe viraje. E mai greu să filmăm pe viraje, pentru că oricum, ca să poți să filmezi pe viraje, ar trebui să filmăm din exterior, e destul de greu. Este, poate nu o să o vină să credeți, dar este o activitate destul de periculoasă să filmezi pe șosea, mai ales pe viraje. Nu pentru mine, pentru cel care filmează. Și în foarte multe cazuri s-au întâmplat și cunosc accidente, unele destul de nasoale. Pur și simplu, în momentul în care întorceai mașina, mergeai pe un viraj, făceai o secvență de filmare și au fost oameni care nu s-au asigurat cum trebuie, n-au ținut cont că e un viraj fără vizibilitate. Și în momentul în care au întors mașina să mai facă o tură, în momentul în care întorceau, a venit un cineva tare și a intrat în ei. Și evit aceste chestiuni care pot să atenteze la sănătatea noastră. Vrem să filmăm în continuare în bune condiții. Și uitam să vă arăt o chestie esențială la acest Formentor. Faptul că nu doar varianta asta VZ, toate din câte știu au launch control. Și să vedem cum se activează. Deci, din câte știu, trebuie să ai mod sport activat, mod Cupra activat, deci unul din ele, și fie ESC sport, fie totul dezactivat. Fiindcă afară burnițează, este ud și așa, o să las ESC sport. Și ca metodă de activare a launch controlului, pedala de frână și pedala de acție apăsate în același timp. Deci piciorul stâng pe frână și accelerația pe da, uitasem să o bag în drive. Și luăm piciorul stâng de pe frână. Da. Ce să zic, că nu-mi place? Cum să nu-ți placă așa ceva? Superb momentul și repet, din câte știu eu, cel puțin din ce am văzut din documentațiile lor, chiar și pe motor cel mai mic există launch control. Bun, ne-am distrat, ne-am simțit bine cu mașina, să vorbim și un pic de cifre. Mai avem range 210 în acest moment, dar să vă zic eu povestea toată. Deci consumul mediu long termul 9.4, e un consum foarte bun pentru ce știe mașina asta. Sigur, nu am condus permanent în Cupra, am mers eminamente economic, deci probabil 70% din kilometrii pe care o să-i vedeți făcuți, i-am făcut în Eco. Dar oricum, pentru 310 cai, e un consum, după părerea mea, rezonabil. Fabrica dă 8.6 consum mediu, avem 9.4 real, iarna pe cauciucuri de iarnă, plus câteva extravaganțe cu mașina,
Eu aș zice că este extrem de posibil. Mă așteptam, sincer, să fiu să am 15% pe bord. Deci, la partea asta le-a ieșit. Hai să vedem ce, ce am făcut eu aici. Ne ducem din nou aici. Așa. Deci viteza medie 29 de km pe oră. Deci vedeți că nu s-a stat numai în extraurban. Am făcut un total de 602 km, dar am alimentat odată, vă spun eu imediat la cât, am alimentat la 490 și consumul mediu era 9,3 atunci la 490 de km. Și de la 490 am mai făcut deci 110 până la 600 sau cât aveam acum. Așadar, notă foarte bună. Pentru 310 cai, consumul pe mine mă mulțumește. Probabil cine are 62.000 de euro de dat pe un Formentor nu va fi nemulțumit. Nu cred că e cineva atât de nebun încât să se aștepte un consum de 5% la 300 de cai. Și dacă ai o medie de 10-11%, medie, atenție, per total cu mașina asta, este foarte bine pentru 310 cai. Nu te poți aștepta de la altceva, ținând cont că este un motor totuși fără hibridizare, fără mild hybrid, fără asistențe, fără alte nebunii. Este un motor adaptat pentru ce vrea să fie mașina asta, adică o versiune sportivă a modelului Formentor. Concluzia. N-o să spun, pentru că de vreo un an încoace nu prea poți să mai spui la nicio mașină că merită să dai banii pe ea, este absolut o nebunie la ce s-a ajuns. Mă uitam și pe piața second hand, pur și simplu mașini care nu valorau nimic acum 3 ani, acum sunt mari domnișoare, le scoate lumea la vânzare, zici că acum e ultimul model și ultimul răgnet. Deci piața la momentul la care suntem și la momentul la care filmăm în decembrie 2022 este într-o nebuloasă. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă și unde ne vom duce. Deciziile sunt complicate și de multe ori contradictorii. Deciziile care arată direcțiile sau potențiale direcții către care se duce lumea auto. Dar eu am încercat să vă prezint experiența mea cu mașina. Și nu doar experiența mea cu mașina, că până la urmă oricine poate să meargă să ia un Formentor la drive test. Poate sunt unii care au noroc și primesc mașina și o zi, două și poți să vezi și ziua și noaptea ce face și cum face, dar când mă refer la experiența mea, mă refer la faptul că totuși prin mâna mea au trecut niște mașini și am o oarecare experiență de a simți o mașină și pot să-mi dau cu părerea. Nu mă consider neapărat un pilot care să pot să expun exact avantajele și dezavantajele acestui șasiu cu 310 cai pe el. Dacă mă întrebați pe mine, nu e lipsă de modestie, este mai mult experiență ce voi spune acum. După părerea mea, probabil că pot să stăpânesc o mașină de maxim 150 de cai, adică să o duc la limită și să consider că la 150 de cai aș mai vrea 5 cai, că pot eu mai mult decât atât. În niciun caz nu cred că sunt în stare să fac nici pe circuit și am avut nenumărate ocazii, am condus mașini de 780 de cai, deci nu e ca și cum n-aș fi mers cu mașini puternice sau genul ăsta de mașină, dar îmi cunosc limitele și știu că este destul de greu să judeci o mașină, așa cum spuneam și la prezentarea de motor, ducându-te dintr-o extremă în alta, de la omul fără pretenții la omul cu maxim de pretenții. Și atunci eu o să judec această mașină prin ceea ce cred eu că este acest Formentor. Ea nu este neapărat o mașină de curse făcută să meargă pe stradă, ci este mai degrabă o mașină de stradă făcută să te ducă în lumea curselor. Cred că m-a auzit și a pornit motorul acum special ca să auzim gâlgâitul ăsta specific Cupra. Așadar, este genul de mașină care poate, nu de dragul de a putea, ci ca posesorul, viitorul posesor, să știe că mașina lui este capabilă să facă aceste lucruri. Recomandarea mea, dacă doriți să vă cumpărați un Formentor pentru oraș, pentru
nu știu, că eu întreb, domnule, ce faci cu mașina? Și omul spune, păi, fac naveta 20 de km zi de zi, trafic, bară la bară, și nu este pentru voi așa ceva. Nu că nu vă descurcați cu 310 cai, dar nu ai, adică este, omori o mașină de curse într-un trafic de oraș, n-are nicio treabă. Vedeți că la Formentor sunt variante cu hibrid, cu mild hibrid, cu plug-in hybrid, dacă mai fi în ofertă. Nu asta. Asta este o mașină care suportă, evident, și mersul prin oraș, nu e nicio problemă, este adaptată, are stop-start, se oprește, se simte bine. Probabil că o să aibă un consum mai mare dacă mergi foarte mult în oraș cu ea, dar nu e genul de mașină de oraș ca să te dai rotund prin București, nu este. Este genul de mașină pentru cineva care cunoaște, deci care a depășit cumva zona de șofer obișnuit. Nu e genul care vii la 18 ani când ți-ai luat permis și spui, tata, ia și mie un Formentor ăsta 310 cai, este o greșeală. Mașina poate să fie la fel de neiertătoare ca oricare altă mașină de o asemenea putere și cu un asemenea potențial. Necesită o educație, da? Este genul de mașină pentru cunoscători, cum îmi place mie să spun. Adică oameni care au avut mașini puternice, oameni care știu să meargă tare sau care cred că știu să meargă tare, dar dacă ai avut până acum, nu știu, Leon Cupra sau ai avut Golf R sau ceva, pasul mi se pare firesc, da? Poate vrei mai mult confort, vrei o mașină înălțată, dar cu aceleași performanțe potențiale ca vechea ta mașină. Și atunci înțeleg această chestiune. Și mai este o categorie de oameni cărora li se poate adresa acest Formentor, oamenii care pur și simplu sunt atrași de cum arată mașina, de ineditul ei, de spectaculosul ei, că e o mașină spectaculoasă, și sunt dispuși, au banii să cumpere așa ceva și poate nu vor exploata niciodată potențialul ăsta de 310 cai, poate nu vor merge niciodată pe un circuit cu ea, cum poate vor merge cei dinainte menționați. Deci este foarte greu să scot eu această recomandare, să spun, domne, duceți-vă și vă cumpărați un Formentor VZ pentru că este ceva ce nu s-a mai văzut. Da, este ceva ce nu s-a mai văzut, dar pentru un anumit tip de om. Că în România știm foarte bine, se cumpără mașini de avalma, cine are bani se duce, aruncă geanta de bani pe masă și ia mai știu eu ce. Am și eu prieteni foarte mulți cu mega bani, deci nu, nici nu are rost să spun, ordinul de mărime este ceva ce noi, oamenii obișnuiți, nu putem înțelege. Și care sigur mă sună și, Bobby, vrem și noi un BMW, nu știu care, dar să fie competition. Mă, dar știi tu să mergi cu ea? Întreb și eu că, na. Și omul îți răspunde, dar ce contează, frate, vrea copilul să iau și eu, am bani, ajută-mă să iau și eu una repede, la un preț mai bun, la un nu știu ce. Și rămâi siderat și adică te gândești, omule, dar îi pui pe copilul pe mână o mașină de 100 de cai putere, ăla nu știe. Da, mă, dar el vrea și așa. Pot eu să mă opun? Nu pot. Așa că, atenție mare cu Formentor. Formentor VZ este ceva, Formentor Gamma este altceva. Aveți mașini și cu motor. Deci, după părerea mea, varianta de 190 de cai este absolut tot ce trebuie pentru România. În același timp, după experiența cu acest VZ, n-aș putea să spun că îmi displace VZ-ul. Mai ales că dacă aș avea bani să-mi cumpăr, nici consumul nu mi s-ar părea mare și în momentul ăla aș avea o experiență, hai să zic, aproape premium. Experiența de condus este fără îndoială premium și fără îndoială super sportivă. Am spus aproape premium, fără nicio răutate, nu vreau să mă supăr nici cu Seat, nici cu nimeni, ci pur și simplu sunt elemente pe care foarte mulți dintre voi le veți observa cu siguranță că sunt prezente în mașini care nu sunt considerate premium, da, din grup. Și atunci, dacă elementele alea sunt în interior, n-ai cum să spui că mașina este o mașină cu pedigree, dacă vreți așa după mine. Adică e o mașină care per total adună niște elemente fantastice din potențialul de asemenea fantastic pe care îl oferă grupul VAG și le pune într-o formă mult mai dezirabilă decât o făcea, de exemplu, nu știu, pe un Golf sau pe un Passat, care deja au devenit mașini comune. Deci ai un motor și o transmisie și un șasiu excepțional într-o formă mai
cum să spun, nu spaniolă, că nu ăsta e cuvântul, mai latino, mai vulcanică, într-un fel. Adică e o mașină care și arată într-un fel adaptat la ce poate să ofere și să facă. Pentru mine experiența cu acest Formentor a fost una eminamente pozitivă. Deci dacă ar fi să dau o notă, dacă mă întrebați, Robert, ce notă îi dai tu mașinii astea, făcând abstracție de bani, aș depuncta-o, deci cum l-am la școală, adică zicea, Adam, ți-aș fi dat 10, dar nu mi-a plăcut că ai râs când ai ieșit la tablă. Așa și cu Formentorul ăsta, i-aș fi dat 10, fără niciun fel de obiecțiuni, dacă n-ar fi avut aceste chestii care te deranjează permanent. Mărunțișurile astea, care sunt greu, adică sfidează logica. Așadar, pot să dau fără probleme un 9-5-10 acestei mașini pentru senzația pe care o transmite. Nu, dacă analizăm la fiecare purice din ea și fiecare șurub și o să vedem că e și la Golf sau la Passat sau la nu știu unde, sigur că sunt oameni care o să comenteze. Doamne, au făcut și aia o mașină, au luat niște piese de prin grup și au făcut o mașină așa să ne scoată ochii. Nu e o mașină de scos ochii, asta e greșit. Mergeți și conduceți, urcați-vă într-un Formentor să vedeți că este o mașină foarte altfel. Foarte altfel. Și mie unul mi-a plăcut foarte mult. Adică eu nu prea, pentru că știu că multă lume întreabă ce mașină conduce Robert Adam. Irelevant, Isuzu D-Max nu își cumpără foarte multă lume. E o mașină care este adaptată nevoilor mele și care mie îmi place. Eu sunt mega fan. Deci sunt oameni care se uită, bă, ce a zis ăsta de mașina asta și ar cumpăra un Formentor? Da, am mai spus-o pe parcursul acestui filmă și repet, iar m-a auzit și a turat. Bine, glumesc acum. Deci aș cumpăra un Formentor, dacă aș avea bani, nu știu dacă și aici 2000, că sigur eu aș face o de 55, pentru că multe din chestiunile care sunt pe mașină nu mă interesează, nu mă interesează nici plafonul panoramic și nici eu știu ce mii de sisteme și așa mai departe. Deci dacă s-ar putea să mai dau jos din ele, mai ales că fiind o mașină cu caracter sportiv, aș mai da. Acum sper să vă fac să vizitați un showroom Cupra. S-a deschis unul, este la fostul, nu știu dacă e corect să spun fostul, la GTT undeva pe Paladi în București și se vor mai deschide câteva, vor fi cred că 7 sau 9 în total în România. De obicei unde era un showroom de Seat ar trebui să fie și un showroom de Cupra. Deci dacă vreți să vedeți mașina pe viu, să experimentați voi ce am experimentat eu câteva zile, vă invit să mergeți și vă invit să aplicați ceea ce am spus întotdeauna. Este important să îți identifici tu nevoile. Ca o sumarizare, mașina, motor excepțional, transmisie excepțională, tracțiunea integrală mi-a plăcut, se descurcă extraordinar în noroi, vizibilitatea este foarte bună în mașină, îmi place poziția de condus mai înaltă, nu am simțit nevoia să am altceva sau nu știu cum să vă spun, portbagajul mi este suficient, adică e o mașină care în major, dacă ar fi să avem un chestionar cu bife, majoritatea bifelor ar fi da, 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 v-a plăcut aia, da, 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 da. Deci, per total, mie mașina mi-a plăcut foarte mult. Deținută de drum, de antifonar, nu e cazul să discutăm, ați văzut și în timp ce conduceam și am filmat din mers. Ținuta de drum este excepțională când ai un asemenea șasiu, este uluitor cum... Și asta am mai spus-o și repet și cu asta închei, pur și simplu ești dominator pe șosea, toate celelalte mașini din jur par să se miște cumva mult mai lent decât tine și nu înțelegi de ce. Că ție nu ți se pare că faci ceva deosebit, ci te uiți pe bord și vezi că stai mă frate că eu merg cu o viteză, nu pot să spun acum pe... Deci mașina asta permite, este exact senzația pe care o transmite de fapt o mașină premium. Faptul că nu simte viteza, faptul că nu ai zgomot în ea, faptul că sistemul audio este top, faptul că ești confortabil, faptul că îți poți regla totul cum trebuie și nu mai dă două palme cu
două, trei chestii care te deranjează. Succes și sper că filmările noastre v-au plăcut și le considerați în continuare obiective. Eu n-am să mă schimb niciodată pentru că nu văd de ce să fac treaba asta. Foarte multă lume are impresia și am mai avut discuția asta cu diverse persoane care îmi spun, dom'le, dar n-ai evoluat, n-ai crescut, n-ai și tu sute de mii de urmăritori pe canal, milioane, cum au alții. Și când îmi spun, dom'le, dar pe mine nu mă interesează chestia asta. Eu am un singur interes de la voi cei care vă uitați. Dacă am reușit în această prezentare să ofer un lucru util, oricare dintre voi care v-ați uitat a spus, uite, m-am văzut la Robert Adam, o chestie pe care nu știam, dacă am reușit să fac chestia asta, pentru mine asta e mai important decât urmăritor, decât orice. Și atunci sper să fi îndeplinit acest deziderat de a oferi fiecăruia dintre voi ceva ce n-ați știut despre Formentor.